Vă rog să ne ridicăm în prezența lui Dumnezeu și să deschidem cuvântul Domnului în Levitic, capitolul 19, versetul 16. Cartea Leviticului, 19, versetul 16, pagina în Biblie, 129. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu te ridici împotriva vieții aproape lui tău. Eu sunt Domnul. Ocupăm locurile. Amin. La un moment dat s-au întâlnit două femei care au început să vorbească de altă femeie care nu era de față. Știu că niciunul dintre noi n-am făcut lucrul ăsta. Însă, la un moment dat, într-o noapte, una din femei are un vis cu un deget acuzator care era îndreptat înspre ea. Dimineață, s-a trezit tremurând, pune mâna pe telefon și își sună păstorul. Programează o întâlnire cu păstorul și ajunge în biroul pastoral și spune păstorului visul. Și el întreabă pe păstor, frate păstor, oare degetul care arăta acuzator asupra mea era degetul lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu este mânios pe mine pentru că am bârfit? Este bârfa un păcat atât de mare, de grosolan? La care păstorul nu-i dă răspuns, tace. Femeia insistă, frate, mă mai poate ierta Dumnezeu pe mine? La care păstorul îi zice, da, dar înainte să ne rugăm, te rog frumos să te duci acasă, să iei o pernă din dormitor, să mergi în bucătărie, să iei un cuțit, să te urci pe acoperișul casei și să spintești perna cu cuțitul. Zi și făcut. Femeia merge acasă, ia o pernă, ia un cuțit, se urcă pe acoperișul casei și spintecă perna. Vine a doua zi la păstor, intră în biroul pastoral și păstorul întreabă, femeie, ai făcut ce ți-am zis? La care femeia a zis, da, am făcut. Și frate păstor, erau fulgi de pernă peste tot, parcă era o zi de decembrie în luna iunie. Bun, înainte să ne rugăm, te rog să faci altceva. Să mergi acasă și să strângi fiecare fulg de pană. La care femeia zice, este imposibil să fac lucrul acesta. E chiar imposibil. La care păstorul i-a zis, femeie, toate cuvintele pe care tu le-ai rostit nu mai pot să fie aduse înapoi. Sunt ca și fulgii de pernă care s-au dus peste tot. Nu ai cum să mai aduci înapoi. Pentru că i-a zis acest om, bârfa este distrugătoare, este diabolică. De aceea și mesajul meu, nu vreau să pară prea șocant în această dimineață, dar exprim o realitate cruntă. Mesajul care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră se numește Diabolos în biserică. Repet, Diabolos în biserică. De fapt, ce este bârfa? Definiția ei sună în felul următor. A vorbi de rău pe cineva sau a vorbi de rău despre ceva, a vătăma reputația cuiva, a huli, a ponegri sau a calumnia. Este păcatul pentru care nimeni nu este pus sub disciplină. Ați auzit vreodată vreo femeie sau vreun bărbat să fie pus sub disciplină pentru că a bârfit? În scurta mea experiență pastorală, n-am întâlnit și nici n-am pus. Și totuși, bârfa este atât de distrugătoare. Știți că face parte din, dacă pot să-l numesc așa, din topul sau din topul acesta al păcatelor respectabile? Din glosarul păcatelor respectabile? Sunt păcatele respectabile care noi nu le băgăm în seamă. A, zice, nu e așa de grav.
Nu-i precum alcoolul sau tutunul sau curvia. Știți că bârfa este mai periculoasă, spunea un om al lui Dumnezeu, Zac Ponen, mai nocivă decât tutunul și alcoolul. Noi punem oameni sub disciplină pentru că au fumat, nu? Automat. Îi chemăm la comitet, le facem proces verbal și le spun, frate, îmi pare rău, 3 luni de zile, 6 luni, nu e cină. Dar pentru cei care beau, la fel. Dar nu uitați un lucru, bârfa este mai destructivă. Bârfa este lucrarea diavolului, fiindcă poartă caracterul diavolului, ne face să ne asemănăm cu el, să-l copiem. Bârfa traduce termenul diabolos, care chiar și pentru cei care nu știu limba greacă, sugerează gravitatea acestui rău. În limba română, având derivatul diabolic, diabolos înseamnă acuzator, învinuitor și este folosit de 34 de ori în Noul Testament ca și nume a lui Satan. Dacă bârfa este lucrarea diavolului, bârfitorii ce sunt? Știți că am convertit bârfa? Pe lângă alte lucruri pe care am început să le convertim în biserica contemporană, am început să convertim și bârfa și am pus-o sub umbrela motive de rugăciune. Zice, frate, soră, zice, am un motiv de rugăciune și numai motiv de rugăciune, numai acela. E ca și moneda templului. În momentul în care veneau evreii la templu, știți că la intrare în templu erau mesele schimbătorilor de bani. Numai că evreul venea cu moneda romană și evreii spuneau așa, trebuie să schimbăm moneda romană cu moneda templului pentru că tu spurci templul. Păi era aceeași mărie, vorba românului, dar cu altă pălărie. Am început să convertim bârfa, să îi dăm numele de motiv de rugăciune, frate. Am un motiv de rugăciune, soră. Și numai motiv de rugăciune. Și în motivele de rugăciune, ei la rând absolut toată biserica. Pentru că sunt o grămadă de oameni care au urechi de marțiene. Vin la biserică ca să capteze tot. Unii oameni vin la biserică tocmai ca să aibă carne de tun pentru săptămâna care vine. Oamenii aceștia se uită cum e îmbrăcată sora. A, zice, la cor, tot cu aceeași rochi o venit și după masă. Se uită să vadă din ce mașină cobori. Se uită să vadă dacă stă bine cravata sau cămașa pe tine. Pentru ca oamenii aceia, în timpul săptămânii, pur și simplu, să aibă ce bârfi. Bârfa este ca telefonul fără fir. Nu știu dacă v-ați jucat, cel puțin frații mai în vârstă și generația mea în România, ne jucam telefonul fără fir. Ne strângeam câțiva băieți, copii în fața blocului și la un moment dat eram vreo 7-8 așa în rând și primul zicea repede, mașină. Și altul înțelegea benzină. După aia altul gorilă. Și vă dați seama până la 7-8 ce ieșea după aia. Tocmai asta este caracterul bârfei. La ultimul, când ajung poveștile, pur și simplu la ultimul, te prinzi de cap ce auzi. Bârfa are un caracter destructiv. Bârfitorii se ocupă de ofensarea altora cu scopul de a promova propriilor lor interese sau pentru a-și exprima gelozia sau ura, pentru a da frâu liber mâniei lor. Acești oameni își găsesc o plăcere perversă în a strica reputația altor oameni. Atunci când folosim cuvinte fără înțelepciune, de fapt noi determinăm 3 efecte principale. Îți pătesc propriul tău suflet, nu uita. Afectezi sufletul celor care sunt părtași la bârfele tale. Distrugi viața socială a celui care e victima bârfei tale. În cartea Proverbelor 18:21 spunea Solomon în felul următor: moartea și viața sunt în puterea limbii, iar cei ce o iubesc îi vor mânca roadele.
Și Sfântul Bernard spunea în felul următor, că Satan conduce gura celui ce bârfește și urechea celui ce ascultă bârfa. Limba unui șarpe este ramificată în două părți. Tot astfel este și limba celui ce bârfește. Cu ea îl otrăvește pe cel bârfit și pe cei ce iau parte la bârfă. Bârfa, ascultați-mă, distruge reputații. Pătează imaginea oamenilor. Îi face să fie văzuți ca cei mai nemernici oameni. Îi face să-i privim pe oameni care odată i-am apreciat, să-i privim cu suspiciune. Pe oameni în dreptul cărora am fost în stare să băgăm mâna în foc într-o zi. Pur și simplu, bârfa le distruge reputația. În 1 Samuel, capitolul 24, începând de la versetul 9, Biblia surprinde o scenă fantastică. Când Saul îl urmărea pe David și obosit, se culcă la gura peșterii în Ghedi. David era în fundul peșterii cu generalii lui. Și la un moment dat, Saul doarme buștean. Atunci generalii se apropie de David și zice: împărate, uite, Domnul ți l-a dat pe mână. Acum termin cu el, te întronăm împărat, biruința e ta. Și David scoate cuțitul și cu inima bătându-i tare și mâna tremurând, îi taie un colț din mantia lui Saul. După ce se depărtează Saul, la un moment dat, David începe să strige: Împărate, ce asculți tu vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Pentru că Saul s-a înconjurat de oameni care îi spuneau așa: împărate, generele ăsta tău nu-i de treabă, să știi. Uită-te cum își aranjează lucrurile. Uită-te tu la mulțime. Uită-te tu, băi, nu-i de treabă. Ăsta-ți vrea răul. Vrea să te omoare ca să-ți ia tronul. Știi ce e important? E foarte important cu ce oameni te însoțești. E foarte important de ce oameni depinzi. E foarte important cu ce oameni vorbești, cu cine îți bei cafeaua, pe cine suni în fiecare zi. Pentru că există oameni care te pot influența negativ, pur și simplu negativ, și să dorești răul unor oameni care niciodată nu ți-ar dori răul. Există oameni specializați să facă lucrul acesta, să păteze reputația altor oameni. Mi-a zis cineva ceva despre tine. Cine? O persoană de încredere. Toți au persoane de încredere. Frate, dar cine ți-a zis? Zice, o persoană de încredere, da, îți zic, dar pe cuvântul meu, zice, nu mai zici la nimeni, da? Și toți fac așa, îți zic, dar nu mai zici la nimeni. Și următoarea duminică, pur și simplu, toată biserica știe. Vreau să vă spun ceva, dragii mei, să vă întreb, dacă ați fi aflat ceva despre mine, pentru că bârfitorii scot în evidență lucrurile ireale, pentru că din pricina geloziei, a invidiei, unul dintre scopurile bârfei îi gelozia, îi invidia, îi răutatea pur și simplu din inima oamenilor. Dacă ar fi venit cineva și v-ar spus: Marius, pur și simplu, umblă după bani, vine după banii voștri. Și aș ști mai mult de jumate biserică. Pentru că bârfa se împânzește ca și pernele acelea, toate odată. Este păcatul care se răspândește cel mai des. Și ascultați-mă, cel mai des păcat întâlnit în bisericile noastre, pur și simplu, este păcatul acesta al bârfei. Și dacă ați aflat ceva despre mine, știți cum ați fi ascultat astăzi? Uitați așa. Dar ce și ăsta ne mai predică? Este foarte important cum vorbiți despre slujitori acasă. Este atât de important. Dragilor, am fost într-o localitate și mare în țară și mă întâlneam cu unul, vorbea despre ălalalt. Mă întâlneam cu ălalalt, vorbea despre ălalalt păstor. Mă întâlneam cu alt păstor de la biserică, îmi vorbea celălalt păstor de la biserică. Și știți cum am venit de acolo? Uitați așa, cu capul. Pur și simplu. Pentru că oamenii n-aveau altceva de lucru decât să se vorbească unul de altul. Știți că printre cei mai bârfiți la ora actuală slujitorii, pur și simplu, internetul, mass media, pur și simplu este un loc al bârfei, unde răutatea, acuzația,
calomnierea își are locul, se dezvoltă cel mai puternic bărăfac. Distruge reputațiile oamenilor. Mi-a zis cineva odată, a, zice păstorul cu tare, zice, ascultă-mă, ai stat vreodată la masă? Nu poți să vorbești de rău pe vreun om până când ai stat la masă cu el. Ai stat vreodată, i-am zis, la masă cu el? O zis, nu. Și o venit la el, duminica următoare, o stat la masă, l-am sunat după aia și o zis, auzi, ce părere ai? Marius zice, ai avut dreptate. E omul lui Dumnezeu. Nu vă vorbiți de rău slujitorii, știți de ce? Pentru că o să le subminați autoritatea înaintea copiilor voștri. Când un slujitor pe care voi l-ați bârfit, fac o paranteză aici, ca să mă înțelegeți mai bine. Am un prieten presbiter și s-a dus, a fost chemat împreună cu păstorul lui la un caz, la un moment dat, la o fată, într-o familie unde avea o fată adolescentă, 15-16 ani. La 15-16 ani mergea cu toți băieții din Baia Mare, această fătucă. Și la un moment dat se duce, îl sună maică-sa pe păstor. Frate păstor, am problemă cu fata, te rog frumos să vii, să stai de vorbă cu ea. Merge păstorul, ia și pe presbiterul acesta, pe prietenul meu, se duce și la un moment dat intră în casă și fata cu spatele, nici măcar nu s-a întors spre păstor. La care maică-sa îi zice, draga mami, a venit fratele păstor. La care fata cu spatele la el, cine? Prostul ăsta? Handicapatul ăsta? La care maică-sa îi zice, draga mami, da, cum vorbești așa de fratele păstor? Mamă, zice, taci, de când îți eu copil, din prost și handicapat și porc, tu nu ai mai scos. În momentul în care vă veți bârfi slujitorii și veți vorbi de rău, le veți submina autoritatea înaintea pruncilor voștri și când eu ca și slujitor mă voi duce să-i trag de mânecă și cum se va uita pruncul, mă va sfida în față pruncul vostru. Pentru că le știrbiți din autoritate. Bârfa distruge prietenie. Câte prietenii de o viață n-au dezbinat niște zvonuri? Știți că sunt prietenii de o viață care, sau prieteni de o viață care nu-și mai vorbesc? Spune Proverbe 16:28, omul neastâmpărat stârnește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Știți că sunt oameni specializați în asta, care vă iau vorbele și le duc cunoștințelor voastre. Aveți grijă cui vă confesați. Mare grijă cui vă confesați. Mare grijă cui vă descărcați sufletul. Pentru că omul neastâmpărat, răutăcios, diabolic, va lua pur și simplu vorbele voastre, le va stâlci și le va aduce cel mai bun prieten. Și așa s-au distrus prietenii de o viață. Spune Proverbe 11:12, cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse. Sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Dacă ți s-a încredințat ceva, lasă acolo. Nu pune mâna pe telefon să știe toată biserica. Bârfa dezbină biserici. V-am spus că sunt oameni specializați în a dezbina biserici sau în a învrăjbi frații pur și simplu. De-i pune pe unul împotriva altora. Uitați ce zice cuvântul Domnului tot în Proverbe 6, de la 16 la 19. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Păcatul acesta ne învață să fim fățarnici, ne învață să jucăm roluri. Pe oameni pe care i-am bârfit. Mergem și țucăm, ca sărutul lui Iuda. Cum zicea la un moment dat Dors, nu-i singur Iuda vinovat, ci eu și tu. Ne învață să jucăm rolul, frate, zice, mă bucur că te văd. Ai mai slăbit, bine arăți, bine. Dar tu o săptămână l-ai bârfit, pentru că nu-ți place de el. Pentru că te roade și ne roade invidia, iubirea de sine, răutatea și egoismul. Știți că cei mai buni actori nu sunt la Hollywood? Știți că cei mai buni actori s-ar putea să fie printre noi astăzi? Știți lucrul ăsta?
Prezența bârfei în poporul lui Dumnezeu sunt semnele apostaziei. De ce? Știți că la un moment dat Ezechiel prorocea unui popor care se lăuda cu templul Domnului. Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. La care Ezechiel zicea, oameni buni, pocăiți-vă. Ei, templul Domnului, altarul, corurile, cântările, predicile, la care Ezechiel a zis, oameni buni, pocăiți-vă. Slava lui Dumnezeu a început să părăsească templul, să se ducă în curtea templului. La care Ezechiel a zis, pocăiți-vă, oameni buni. La care ei, templul Domnului, templul Domnului. Slava lui Dumnezeu s-a dus pe munte și a părăsit țara. Să știți că nu mai mare blestem pentru o biserică să cânte despre Iisus, să vorbească despre Iisus și Iisus să nu fie acolo. Ascultați contextul în care prorocea Ezechiel. În tine sunt bârfitorii, idolatrii, curvarii, corupția și răzvrătirea copiilor. Bârfa sau prezența bârfei este unul dintre semnele apostaziei spirituale. Apoi în 2 Timotei, capitolul 3, vorbește cuvântul lui Dumnezeu că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele și termenul folosit acolo este că vor fi cumplite. Și una dintre caracteristicile oamenilor din vremurile din urmă va fi tocmai bârfa. Și nu se referă la cei din afară. Pentru că este o epistolă pastorală. Se referă la oamenii care vor veni în biserici în vremurile din urmă. Oameni care vor cânta, oameni care vor fi religioși, oameni care vor fi cu Iisus pe buze și cu păcatul în restul săptămânii. Mă apropiu de încheiere. Închei cu o întrebare. Cum să te ferești de bârfă? E nevoie de maturitate spirituală să spui, eu nu mai vreau să iau parte la așa ceva, nici să mă mai fac vinovat de păcatul acesta. Cunosc un frate la un moment dat care a scris pe peretele din hol, în casa aceasta nu se bârfește. Oricine venea, se lovea cu ochii de scrisul lui. Pentru că toți trebuia să știe că în casa aceea nu se bârfește. Oare câți dintre noi n-ar trebui să luăm în această dimineață, după ce plecăm acasă, o pensulă și vopsea și să scriem și pe peretele inimii noastre, dar și pe pereții caselor noastre, să nu uităm niciodată că în casa aceasta nu se bârfește. Când auzi ceva negativ despre un om, ai curajul și demnitatea să-l confrunți. Ai curajul. Când auzi ceva negativ de fratele tău, indiferent ce ar fi, indiferent, nu te duce și spune altora din biserică. Ai curajul și demnitatea să-l confrunți, pur și simplu să-l confrunți. Am auzit odată ceva negativ despre un păstor de la noi. Și am zis, nu se poate așa ceva. Eu îl știu pe omul acesta, dar nu se poate. Era într-un cerc mai restrâns. Nu știu cât de restrâns era cercul. Inima mea îmi dădea ghes să pun mâna pe telefon și să-mi sun alți prieteni păstori și să le zic, băi, nu-mi vine să cred ce-a făcut asta. Băi, pur și simplu, omul ăsta, chiar așa îi? Dar n-a zis așa. Nu mă duc să vorbesc cu nimeni. Vreau să-l trag de mânecă și să-l confrunt. Și l-am găsit în holul bisericii, l-am tras de mânecă și am zis, frate, uite ce am auzit despre tine. E adevărat sau nu spune? S-a uitat la mine zâmbind și a zis, Marius, tu crezi că eu aș putea face așa ceva? Oameni buni, dacă eu puneam mâna pe telefon, eram părtaș. Eram pur și simplu părtaș în a distribui zvonuri nereale, neadevărate. Când am preluat biserica, o biserică de sector, le-am zis fraților așa, fraților, dacă auziți vreodată ceva de mine, indiferent ce, vă rog frumos, nu vreau să predic unor oameni supărați, nu vreau să predic unor oameni mânioși și suspicioși, trageți-mă de mânecă și spuneți-mi, vă rog frumos, care e problema voastră.
Găsește tot timpul lucruri pozitive la oameni. Știm că e greu la unii să le găsim lucruri pozitive. Găsiți-le totdeauna lucrurile pozitive. O, da, e adevărat, este așa, dar este un bun constructor. Dar e un bărbat frumos. Dar este grijulie cu soția. Găsiți-le lucrurile pozitive. Mi-aduc aminte de o soră din România care i-a nu vorbit și n-a vorbit pe nimeni de rău niciodată. Frații veneau, întrebau ce părere ai de. A, zice, e bărbat bun. Dar ce părere ai de? O, zice, el e un bun tătic, un bun soț. Au întrebat-o, frații, hai să vedem ce părere are despre diavolul, despre satana. Și au zis, frații, soră, ce părere ai de diavolul? La care femeia stă și se gândește și zice, hărnicuț. Până când vrei să fii tombărânul de gunoi altora? În care alții să reverse toate gunoile în sufletul tău. N-ai vrea ca din această dimineață să spui, nu, îmi închip capacul. Nu vreau ca alții să reverse toate mizeriile în sufletul meu. De fapt, și închei, ce nu este bârfa? Bârfa nu este atunci când îl avertizezi pe un frate să nu meargă la un mecanic care fură piese. Înțelegeți? Pur și simplu că nu. Dacă ar fi un mecanic care ar fura piese, nu? Și ai afla că fratele tău se duce la mecanicul cu tare. Pur și simplu îi zici, te rog frumos, uite, te avertizez, nu te duce la mecanicul ăla. Du-te la altul. Bârfă, nu e atunci când avertizezi lucrarea lui Dumnezeu cu privire la un om care face probleme. Bârfă este atunci când din cauza egoismului, pur și simplu din cauza egoismului, a răutății, a invidiei, îți reverși veninul și mânia peste alți frați. Isaia era în templu și închei. De ce a avut nevoie să fie curățit Isaia? Sau unde? Unde a avut nevoie să fie atins Isaia? Dragilor, fiecare dintre noi ne-a făcut vinovați de păcatul acesta, poate mai mult sau mai puțin. Trezirea vine pentru că păcatele mari, undoi le depistăm. De ce nu vine trezirea în bisericile noastre? Simplu, pentru că ținem păcatele respectabile la sânul nostru. Și spunem, a, bârfa nu-i mare lucru. Dar ascultați-mă, din punct de vedere a Scripturii, bârfa este lucrarea diavolului. E diabolos în biserică. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amin.